două OAT-uri, Comuna Drănic și Comuna Mischin. Acestea au aproape 20.000 de imobile înscrise gratuit în cartea funciară și deja proprietarii din respectivele comune beneficiază, se bucură de acest pas, de acest efort, efort făcut prin programul Cezar și susținut de Guvernul României. O altă etapă din acest program național de cadastru și carte funciară este etapa, cum îi spunem noi, celor 147 de OAT-uri la nivel național, făcute tot gratuit și susținute de Guvernul României, etapă în care, înainte de a începe această conferință de presă, am fost sunat de la București și ni s-a comunicat că s-a dat acceptanța pentru Comuna Goicea, comună pe care noi am finalizat-o în anul 2017, mai precis în decembrie, și pentru care vă invităm în cel mai apropiat, în cel mai scurt timp, o să vă comunicăm data exactă, vă invităm chiar în Comuna Goicea, în săptămânile următoare, pentru a înmâna cele 14.204 imobile gratuit, cărțile funciare pentru aceste imobile, pentru a le mâna cetățenilor. Deci, iată, încă o comună, cu ajutorul colegilor din cadrul instituției, cu sprijinul reprezentanților, cu sprijinul Guvernului României, iată încă o comună finalizată la nivelul județului Doș. Pot să vă spun că în 1 decembrie s-a demarat efectiv etapa de strângere de documente și a început lucrul și la Comuna Coțofenii din Dos. 8.209 imobile, firma care a câștigat licitația ne-a invitat să deschidem această activitate. Tot gratuit, încă două comune sunt în faza de pregătire a documentelor, e vorba de Comuna Brădești și Pielești. Acum, o scurtă radiografie vis-a-vis de anul 2017. Vreau să vă spun că în județul Dolj UAT-urile eligibile sunt în număr de 105. Am reușit, și vă aduceți aminte că v-am și comunicat acest lucru, am reușit să semnăm contracte finanțare cu toate OAT-urile, avem cel mai mare număr de contracte finanțare pe țară, iar din acestea, 103 au continuat demersurile și au făcut și contracte de servicii, adică au trecut pur și simplu la treabă. În anul 2016 s-au încheiat lucrările de cadastru sistematic, și aici vorbim de cadastru pe sectoare cadastrale, făcute doar pe extravilan deocamdată, pentru a sprijini agricultura, pentru a sprijini activitatea celorlalte instituții ale statului, ale statului și, bineînțeles, ale primăriei. Acest cadastru sistematic pe extravilan s-a finalizat în 2016 în 5 comune, iar astăzi suntem prezenți la acest eveniment, să-i spunem, pentru a înmâna cele 6.357 de cărți funciare gratuite comunelor care au reușit pe parcursul anului 2017 să se mobilizeze și să finalizeze cadastrul sistematic pentru sectoarele contractate și finanțate de ANCPI. Practic vorbim de o suprafață de 5.272 de hectare, iar suma susținută și finanțată de Guvernul României prin ANCPI și Oficiul Teritorial Dolj, este vorba de 350.171 de lei. Pentru anul 2018 sunt în lucru și putem spune că în foarte scurt timp vor fi finalizate 24 de OAT-uri care au un număr de imobile de peste 17.000 de imobile, o suprafață de peste 10.000 de hectare, iar suma finanțată de ANCPI este de peste 2 milioane de lei. O ultimă informație care am primit-o săptămâne trecute și ne bucură. Dacă în anul 2017 am fost pe primul loc în țară la numărul de contracte de finanțare semnate și asta aș putea spune că e meritul echipei de la Dolj, iată că soarta ne aduce tot pe primul loc în țară, pentru că o comisie interministerială formată din reprezentanța ANCPI, MEDERAP, Ministerul Agriculturii, API și așa mai departe, Ministerul Transporturilor, a
făcut anumite criterii de selecție și a stabilit pentru programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 11, practic e vorba de fondul structural de investiții accesate de Guvernul României, a stabilit o procedură de prioritizare, iar după ce s-a stabilit această procedură, s-au și desemnat cele 660 de localități din țara, din România, care vor beneficia de cadastru gratuit în perioada 2018-2020. Spre bucuria noastră, Dojul, cum vă spuneam, este tot pe primul loc și are 31 de localități, le aveți în mapă, aveți lista cu ele, din cele 660 la nivel național. Asta putem spune că a fost, arată cât de, cât de, e ca un burete care absorbe apa, arată cât de mare nevoie are județul Dolj de, de acest cadastru. În încheiere, pentru a le da cuvântul și colegilor și invitaților noștri, vreau să vă spun și să vă asigur că OCPI Dolj, împreună cu colegii din ANCPI și mai ales cu, cu sprijinul Guvernului României, va face tot ce stă în putință, echipa OCPI Dolj, de conducerea OCPI Dolj, va face tot ce stă în putință ca acest cadastru, ca acest program național de cadastru și carte funciară să fie accelerat, iar în foarte scurt timp, noi ne-am propus până în 2023, să sperăm că vom și reuși, în foarte scurt timp să realizăm un procent cât mai mare de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobililor din România. Practic, să clarificăm odată pentru totdeauna toate problemele legate de proprietate, toate problemele legate de impozite, de taxe, de colaborarea instituțională dintre toate autoritățile care au nevoie de aceste informații. Să nu uităm că odată cu înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, un imobil are referințe atât tehnice, cât și juridice și economice. Practic, este o oglindă foarte clară a evoluției acestui, acestor imobile. Eu aș vrea să dau cuvântul și invitațiilor, iar la final aștept întrebările dumneavoastră și, bineînțeles, îi invit pe domnii primari să le înmânăm cele 6.357 de cărți funciare gratuite de care beneficiază locuitorii din comunele dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul senator! Mulțumesc, domnule director! Mulțumesc în primul rând de invitație, îi salut și pe domnii primari prezenți și îi felicit. Ascultându-mă în momentul în care dădeați citirea celor cifre, îmi dădeam seama cât de unde am plecat, ca să zic așa. De la faptul că județul Dolj avea două comune finalizate din punct de vedere cadastral. Vedeți că în ceea ce ne privește, pe noi cei de la Partidul Social Democrat am spus că operațiunea asta de identificare a imobililor și de cadastrare este o prioritate pentru noi și ați văzut că din ceea ce s-a făcut și din ceea ce urmează să se facă în următorii ani de zile, următorii 3 ani de zile, aproape jumătate din județul Dolj, din comunitățile din județul Dolj, vor beneficia de cadastrare gratuit. Vorbim de cele 31 de localități care sunt în POR, vorbim de cele 15 care sunt prezente aici, vorbim de celelalte 4 care sunt în procedură acum de Goicea, de Cotofeni, de Brădești, de Pielești, vorbim de o normalizare care, până la urmă, trebuia să petreacă de mult mai multă vreme. Pentru că, de-abia acum ea reprezintă o prioritate, suntem cumva de fază. La 27 de ani de la Revoluție, noi încă ne clarificăm situația proprietății. Este un lucru bun că se petrece în procedura accelerată. Este un lucru bun și un merit, poate, al conducerii OCPI Dolj, faptul că ne regăsim întotdeauna pe acele liste de la nivel guvernamental, undeva în partea a listei de cele mai multe ori, poate pe primul loc a acelei liste, denotă o preocupare și a administrației de la nivelul județului Dolj, denotă o preocupare și a administrației de la nivel central și îmi doresc ca aceste evenimente să se accelereze de așa manieră încât toți cetățenii județului Dolj, în măsura în care este posibil, să beneficieze de această cadastrare gratuită. Să știți că există și foarte mulți oameni de bună credință care nu au așteptat ca ajutorul statului în tot acești ani și care pot să spun că au pus bazele cadastrării în comunitățile din care provin și că în foarte multe locuri primele planuri parcelare și chestiuni de genul ăsta s-au făcut pe banii proprietarilor din zonă,
În momentul de față punem accent foarte mult pe zona rurală, punem accent pe agricultură, cel puțin cei de la Partidul Social Democrat. Punem accent pe plata subvențiilor la timp, punem accent pe comasarea proprietăților, de așa manieră încât să avem o zonă agricolă extrem de performantă. În ceea ce ne privește, avem pe agenda de priorități și revigorarea zonei de irigații din județul Dolj și cu siguranță toate eforturile pe care le face Oficiul de Cadastru de a identifica și de a clarifica situațiile proprietăților de la noi din județ o să ajute în acest demers. Suntem aproape, suntem la un telefon distanță sau la câteva sute de metri distanță. Când aveți nevoie de noi, ne interpelați, ne întrebați și cu siguranță în măsura în care lucrurile depind de noi și putem să facem ceva, ne aveți la dispoziție 365 de zile pe an, oricând este nevoie. Mulțumesc mult de invitație și încă o dată felicitări întregii echipe de la Dolj. Am avut plăcerea să și cunosc o bună parte din ea și vă spun că cel puțin în momentul de față la OCP-i Dolj se simte un primat de normalitate. De obicei țineați prima pagina ziarelor cu evenimente nu neapărat de cea mai bună factură. Astăzi suntem la un eveniment plăcut și sper eu că de aici încolo doar evenimentele plăcute să răzbată din curtea OCP-i Dolj, celelalte să se tranșeze în interior fără să ajungă în media sau mai știu, în instanțele de judecată, așa cum s-a mai întâmplat. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și eu încă o dată primarilor pentru promptitudine și pentru răspunsul ferm pe care l-au dat. Vreau să vă spun că dacă nu era și sprijinul primarilor, nu puteam să finalizăm aceste răspunciare și ne-au ajutat foarte mult că au fost deschiși și volubili la această inițiativă. De asemenea, echipa de la OCP-i Dolj, mai spun două cuvinte, pot spune că a fost, din totdeauna, echipa de conducere a fost bine intenționată. Acum, cum mai există, știți cum e, pădure fără uscături nu există. Cum mai există și anumite probleme pe aici, pe acolo, trebuie să le gestionăm și să le rezolvăm. L-aș ruga pe domnul subprefect, domnul Șovăilă, să ne transmită câteva cuvinte înainte de a amâna cărțile funciare. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Vă transmit felicitări atât dumneavoastră, echipei dumneavoastră din cadrul Oficiului de Cadastru, cât și primarilor care au muncit să ajungă aici. Știu ce înseamnă asta, pentru că noi ne confruntăm împreună și facem o echipă foarte bună, zic eu, cu provocările legilor fondului funciar. Este un pas important pe care îl facem astăzi. Eu sper ca și în 2018 să continue aceste întâlniri și să finalizăm până în 2023 acest plan ambițios, Programul Național de Cadastru și Carte Funciar al Guvernului României. Totodată sperăm ca împreună să finalizăm și legile fondului funciar. Mă bucur că dumneavoastră țintiți numai spre locul întâi. Și vreau să vă țineți promisiunea, în continuare, să fim împreună pe primul loc. Știu că echipa dumneavoastră e închegată, se muncește foarte mult aici. Primarii au început și ei să înțeleagă importanța acestei acțiuni de cadastrare și înregistrare gratuită. Sunt făcute toate de noi, de dumneavoastră în primul rând și de noi ca instituție care aplică și fondul funciar. Nu-mi doresc decât să continue această activitate și dumneavoastră să aveți rezultate în continuare demne de o astfel de întâlnire. Vă mulțumesc tuturor! Doamne ajută, mulțumesc! L-aș ruga și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Cosmin Vasile, să ne transmită un mesaj din partea Consiliului Județean Dolj. O secundă, dacă nu vă supărați, să-mi putem și microfonul, că se poate. Bună dimineața, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru invitație, domnul director. Ca printr-o, nu știu, mică coincidență, chiar în dimineața aceasta vorbeam de cadastru și carte funciară. Importanța cadastrului cărții funciare este de netăgăduit. Ne lovim în fiecare zi, atât în proiectele pe care Consiliul Județean le depune, cât și în tot ce înseamnă activitatea primăriilor.
și, bineînțeles, persoanele fizice în tot ce fac dumneavoastră. Vorbeam că vom mai depune un proiect european pentru refacerea, modernizarea unui drum. Lucrăm, se va redeschide o axă de finanțare. Prima problemă pe care o avem, actualizarea SF-ului și mici probleme de cadastru într-o comună, bineînțeles, vor fi rezolvate, avem timp, dar sunteți în vorba noastră sau în discuțiile noastre, dacă nu zilnic, de câteva ori pe săptămână. Este îmbucurător faptul că pentru prima dată, nici pe timpul fondurilor de preaderare, nici în programul operațional din perioada 2007-2014, nu a existat un capitol ca acum, axa 11, domeniul prioritate de investiții este partea 11.1, pentru cadastrarea gratuită. E bucurător, sunt alocați din fondurile europene, am văzut 312 milioane de euro. E bucurător pentru că odată început, odată contractați acești bani de la Uniunea Europeană, până la urmă vom merge clar la bun sfârșit cu proiectele, vom continua și clar și pe bani guvernamentali, pentru că problema cadastrului, problema cărților funciare, cel puțin în partea aceasta de țară, este o problemă foarte importantă. Eu vă doresc succes în perioada următoare. E foarte bine că suntem cu 31 de localități. Trebuie să vă spun că din experiență și lucru cu fondurile europene, vă spun că și sume vor fi economisite și, din păcate, vor fi județe care nu vor implementa în primul solicitat de către organismul de coordonare, așa că pregătiți-vă să mai puteți contacta în viitor, pentru că așa se întâmplă de multe ori, contracte în urmă, contracte nerealizate, economii la licitație, cel care e pregătit la următorul col va fi iarăși în pole position. Felicitări și primarilor, pentru că fără dumnealor nu putem duce la bun sfârșit o activitate de genul acesta, de amploarea acesteia într-o comună. Și eu vă mulțumesc și în numele Consiliului Județean și dumneavoastră domnului director și domnului inginer șef și doamnei registrator Chimoiu, pentru că cu dumneavoastră trei am avut ocazia să lucrăm foarte des în ultima perioadă și chiar dincolo de acea legendă, te duci la cadastru, durează, te ținte, dar s-a încercat o fluidizare a tuturor procedurilor. Vă mulțumim mult și mult succes! Mulțumesc, mi-ați dat o idee să informez și eu pe această cale toți reprezentanții presii prezenți aici în sală, de ce nu și primarii și pe dumneavoastră. Începând cu anul 2017, instituția noastră oferă gratuit, nu gratuit, oferă online contra aceleia sume, deci sunt anumite servicii care nu mai trebuie să solicitate la sediul instituției. De exemplu, vreau să vă spun că extrasele de informare pot fi solicitate prin e-payment de, e o platformă pe care o găsiți pe site-ul ANCPI, pot fi solicitate de orice persoană, pot fi solicitate online contra acelea sume de 20 de lei, adică de 20 de lei și atenție că se primesc în câteva minute. Pentru că la noi, la sediul instituției, un extras de informare durează 48 de ore, două zile lucrătoare și se achită tot 20 de lei. Dar, așa cum spunea domnul vicepreședinte, e posibil să fie un disconfort să te deplasezi, să vii, să aștepți la rând, să completezi niște formulare, pe când așa online îl primești în câteva minute și este agreat de bănci, e agreat de instituții. Recomand cu această ocazie și primarilor și instituțiilor din județul Dolj să țină cont că acel extras de informare de carte funciară online are aceeași putere juridică precum un extras din acela pe hârtie.